Vă salut prieteni cu un nou episod despre fotbal. Panatul este după Muntenia regiunea ce a câștigat de cele mai multe ori titlul de campioană a României. 11 trofee, 6 chinezul, 4 ripensia și 1 CSM Reșița. Reșițenii au reușit această performanță în 1931, la 5 ani de la înființare. Să facem un salt înapoi în istorie și să reamintim acel moment. În perioada interbelică, orașul Reșița avea prin uzinele și domenii Reșița cea mai mare societate în domeniul siderurgiei și metalurgiei, fiind cel mai mare producător din România de oțel, laminate, locomotive și alte produse din fier. Cu majoritatea nu lucrau în aceste uzine, la data de 25 mai 1926, Clubul Sportiv al Muncitorilor și Societatea Angajaților Uzinelor din Reșița au format Clubul Sportiv Ud Reșița, prescurtarea denumirii Uzinele și Domeniile Reșița, ce avea la început culorii roșu și alb, schimbate mai apoi în 1948 în roșu și negru, ce au adus renumele de Milan din Bana. Titlul din 1931 nu a fost întâmplător. Reșițenii având doi jucători în lotul trimis de România în 1930 la Cupa Mondială din Uruguay. Cu acești doi jucători și alți nouă, printre care și un tânăr de numai 18 ani acea vreme, pe numele său Silviu Proieșteanu, viitorul mare antrenor de legendă al fotbalului brașovean, au început în toamna lui 30 drumul către titlu, câștigând fără probleme campionatul Ligii de Vest, cu un gol la veraj uimitor, 52 la 9, apărarea reșițenilor fiind poreclită barajul de oțel. În faza finală pentru titlul de campion națională se întâlneau următoarele echipe. Campioana Ligii de Sud, Prahova Ploiești, campioana Ligii de Nord, Crișana Oradea, campioana Ligii de Est, Maccabi Cernăuți, campioana Ligii de Centru, Societatea de Gimnastică Sibiu și Uzinele și Domeniile Reșița, campioana Ligii de Vest. S-a jucat în sistem eliminatoriu. În turul 1, Societatea de Gimnastică Sibiu trece cu 6-4 de Crișana Oradea și în semifinale 4-2 de Maccabi Cernăuți, întâlnind astfel în marea finală pe Uzinele și Domeniile Reșița, ce trecus în semifinale de Prahova Ploiești, scor 3-2. Finala se joacă chiar la Reșița, pe un stadion ce astăzi poartă numele de Mircea Chivu, iar Uzinele și Domeniile câștigă cu 2-0 ambele goruri, Eugen Lăcătuș, în minutele 9 și 84. După această performanță a urmat un loc secund în 1932, iar după schimbarea culorilor și numelui în 1948, a mai câștigat o Cupa României după o finală 2-0 cu Dinamo în 1954. De atunci și până la începutul anilor 2000, CSM a oscilat când în Liga 1, când în Liga 2, fără mari performanțe, dar în toți acești ani, dând fotbalul românesc mari și importanti jucători precum Ștefan Iovan, Dorinel Munteanu sau Cristi Chivu. Astăzi, prieteni, pentru acest episod, vă aștept cu un like, cu o abonare dacă vă place ceea ce fac și ne auzim data viitoare.